Discutăm chiar acum la de gardă cu doamna doctor Viviana Iordache, medic specialist dermatolog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi la de gardă. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, când avem nevoie de acid hialuronic? Când putem spune că putem apela la astfel de tratamente? Ei, depinde pentru ce. Pentru că uneori folosim acidul hialuronic inclusiv la minori pentru cicatricile profunde de acne. Deci nu există o anumită vârstă, să-i spunem, de început ca la botox sau ca la alte metode de rejuvenare. Dacă îl folosim în scop de rejuvenare propriu-zisă, atunci este bine ca întâi să avem nevoie de el, să-i spunem așa. Deci în momentul în care vedem că zona respectivă, de exemplu ridurile sau șansurile, se pot observa atât în repaus, cât și în mimica pacientei. Dacă pacienta are, să-i spunem, probleme de conformație, mari asimetrii sau anumite conformații mai, să-i spunem, puțin fericite, de exemplu, dacă pacienta are o buză superioară foarte subțire sau are cearcăne încă de la prima tinerețe, nu există o barieră minimă a vârstei, evident că în scop cosmetic o să-l folosim după vârsta de 18 ani. Acidul hialuronic a fost numit un ingredient minune pentru piele. De ce? Pentru că este un component similar natural. Este un zahar. Zaharul în membrana fiecărei celule din toate organismele vii are scopul de a reține apă în țesut și odată ce s-a reușit sinteza lui, au fost înlocuite toate vechile metode. Înainte de acidul hialuronic se folosea autotransfer de grăsime, mai târziu se folosea colagen bovin, problemele erau destul de importante, puțină lume putea apela la genul acela de tratamente, lucru care nu se mai întâmplă odată ce a apărut acidul hialuronic. Este adevărat că, în fapt, este un medicament, în sensul că acest acid hialuronic nu este de origine umană, să ne înțelegem, este făcut în uzina de medicamente, sigur, în condiții de perfectă sterilitate și, de altfel, inclusiv diferențele între tipurile de acid țin de calitatea componentelor sale. Ce se poate corecta mai precis prin acidul hialuronic sau care sunt cele mai întrebuințate tratamente de către pacienți? În urmă cu 15 ani, când a început folosirea lui pe scară largă, toți medicii îl foloseau pentru corecția șansurilor nazogeniene, deci ridurile de pe lângă gura pacientei. Încetul cu încetul au început să-l folosească în buze, după aceea au început să-l folosească în pomeți, în cearcăne, în frunte, în gât, în decolteu, în mâini, astfel încât acum este greu să spui că există o zonă anume din corp un uman care nu poate beneficia de acid hialuronic. De altfel, el medical se poate folosi inclusiv în articulații, cum este articulația genunchiului și așa mai departe. Dacă ne referim la cearcăne, material pe care tocmai l-am urmărit, intervenția este dureroasă? Este complet nedureroasă, numai că este o intervenție, să-i spunem așa, de mare finețe. Deci, în general, atunci când discuți despre injectările acidului hialuronic, toată lumea clasic înțelege șansurile nazogeniene. Pe măsură ce progresezi în tehnica de injectare și capeți experiență, poți să îndrăznești, să spunem așa, să ataci teritorii dificile. Cearcănul este o zonă dificilă, nu este o zonă, să-i spunem, la îndemâna oricui, dar, pe de altă parte, estetic vorbind, rezultatele sunt spectaculoase, pentru că aici nu vorbim de rid. Deci o persoană încercănată nu este asociată unei persoane în vârstă. O persoană încercănată este asociată cu oboseala, cu tristețea și cu diferite afecțiuni interne. Care ar fi cauzele cearcănelor? În primul rând există niște, să-i spunem așa, conformații cu care ne-am născut, conformație care face ca anumite persoane să aibă o orbită mai mare, cu o margine mai ascuțită. Le putem moșteni? Le putem moșteni, de fapt le moștenim. Pe măsură ce trec anii, zona respectivă va coborâ, pentru că din cauza gravitației pacientul nu este scutit de coborârea gravitațională. Ne trezim că etajele alunecă în
în partea de jos a feței și dezvelesc pe măsură ce trec anii această conformație moștenită și prezentă încă de la început. Mai mult decât atât, sunt anumite persoane care au boli de tiroidă, care au boli de rinichi, care au deviații de sep sau probleme, care fac și pungi pe zona respectivă. Deci observă că în pleoapa inferioară apar niște umflături, niște edeme, spunem noi, care la început apar greu și dispar ușor, după care sunt tot timpul și din păcate nu prea mai dispar. Iar mai mult decât atât, există și anumite, să-i spunem așa, condiții de viață a pacientului. Deci persoanele care abuzează de alcool, persoanele care au nopți nedormite, persoanele care fac foarte multe ședințe de abur, de exemplu iubitorii de saună, vor face cearcăne mult mai devreme decât persoanele cu un regim de viață normal. Revenim la Degardă cu mai multe informații despre acest subiect după o scurtă pauză. Doamna doctor, cât de repede se văd rezultatele după injectarea cu acid hialuronic la nivelul cearcănelor? Rezultatele se văd imediat, dar într-adevăr e posibil ca următoarele 2-3 zile, să-i spunem așa, rezultatul final să upgradeze spontan, mai ales în condiții de bună hidratare. Putem spune că există vârste potrivite la care să apelăm la acest tip de tratament? Pentru cearcăne, recomandat? Nu. Da? Pentru cearcăne, ideea este să ai nevoie, în sensul că să ai o conformație care să-ți permită să obții un beneficiu în urma acestui tratament, evident, persoanelor majore. Din potrivă, cu cât persoana este mai în vârstă și are o față mai... să nu spun căzută, că nu sună frumos, da, că zice mai coborâtă, așa cu atât necesarul de substanță va fi mai mare și va fi mult mai greu de repoziționat, pentru că toate riscurile apar la plasarea de volume mari. În afară de asta, inclusiv pielea nu mai are aceeași ținută la 50 ca la 30, la 70 ca la 50 de ani, deci în general recomandăm injectarea cu doze mai mici mai devreme decât mai târzie cu doze mai mari. Mai ales că, din păcate, există foarte multe persoane care sunt, să-i spunem, incomodate de ideea că vor face un tratament la un an, doi, și că nu vor face un tratament care să le asigure un rezultat definitiv. Persoanele respective trebuie să țină cont că nimic nu e definitiv. Și un implant definitiv va coborâ odată cu fața și nu va mai fi posibil de scos acolo și de repoziționat. Deci, în ceea ce privește cearcănele, recomand cu tărie ca pacienții, dacă au pungi sub ochi, să meargă la chirurgul plastician și să facă o blefaroplastie dacă doresc rezultate pe termen lung, adică 10-15 ani. Dacă nu au pungi sub ochi sau dacă nu doresc o corecție chirurgicală, să apeleze la acidul hialuronic și acesta să fie de cea mai bună calitate, pentru că e o zonă foarte sensibilă. Așadar, depinde de la caz la caz, nu întotdeauna injecția cu acid hialuronic poate înlocui chirurgia estetică? Absolut, absolut. Spuneați că trebuie să aleagă un acid hialuronic de calitate. Cum este asigurată pacienta că se folosește un acid hialuronic de calitate? Pacienta trebuie informată asupra numelui comercial al produsului, pentru că chiar dacă pare puțin deplasat ca un medic să spună ce produs folosește ca brand, să-i spunem, sau ca nume, este foarte important. Este o perioadă de recesiune, trăim într-o zonă de tranziție, din păcate există o mare problemă a costurilor acidului hialuronic, deci nu este o substanță ieftină. Nu merită înlocuit. Mai bine faci mai rar, mai bine mai aștepți decât să faci cu lucruri ieftine și să te trezești cu reacții adverse importante sau cu probleme pe termen lung. Ca atare, în general, e bine să întrebăm numele comercial și eventual chiar să cerem nu neapărat eticheta produsului, dar o recomandare de la medic. Mai ales că
E posibil ca peste 2-3 ani pacientul să schimbe medicul, indiferent de motivele pentru care face acest lucru, și ni se întâmplă săptămânal să primim pacienți la primul consult care au avut augmentări de buze, de pomeți, au avut formule de toxină în frunte, dar nu ne pot preciza substanța. Din păcate, substanțele așa zis definitive sau de lungă durată adeseori sunt asociate cu riscuri majore de granulare, de reacții de respingere și de alte tipuri de necazuri, astfel încât noi suntem obligați să întrebăm. Pentru că în momentul prezenței în cabinet, pacientul devine răspunderea mea și ultimul este de vină. E foarte greu să explici pacientului că el a avut un implant cu o substanță pe care nu o poate preciza, într-un loc pe care nu dorește să-l spună, în urmă cu 3 ani, și că necazurile lui de acum se datorează a ceea ce a făcut cu multă vreme înainte. Mai mult decât atât, în general, dacă avem suspiciuni sau pacientul a avut probleme, chiar putem cere investigații suplimentare. Dacă ne referim la tipurile de ten, la tipurile de piele, există contraindicații? Nu, există contraindicații la persoanele cu probleme cutanate în zona de injectat. Deci dacă vine o pacientă cu herpes de buză care dorește mărire de buză, evident că vom aștepta, făcând terapie antiherpes, ca puseul respectiv să dispară. De asemenea, dacă prezintă probleme inflamatorii, infecții, eroziuni pe zona respectivă, este bine să tratăm întâi problema. În al doilea rând, așa cum vă spuneam și în interviu, nu facem persoanelor însărcinate, deși este un zahar natural, pentru că poartă anestezie și pentru că nu avem studii pe persoane însărcinate. Ca atare, recomandăm ca persoana să aștepte acele 9 luni. În al treilea rând, este bine să nu lucrezi cu mari alergici sau, dacă lucrezi cu mari alergici, să faci eventual un test într-o zonă mai ascunsă. Se pot corecta cercânele și altfel? Asta, bineînțeles, depinde de la caz la caz. Dar, de exemplu, se pot folosi produse cosmetice, creme care pot atenua? Da, dar ne referim la culoare. Deci niciodată un preparat dermatocosmetic, un laser sau altă manevră nu va umple o lipsă de substanță. Deci dacă avem un găvan mai mare, va trebui să apelăm la acidul hialuronic. Dacă însă avem doar o culoare nepotrivită, adică avem cearcăne maro sau vineții, atunci putem apela la produse cosmetice, putem încerca produse de depigmentare din farmacii sau produse anticearcăn, și dacă ele nu sunt suficiente, putem apela la un tratament cu laserul de culoare. Problema cu laserul de culoare este că rezultatele durează, deci până se pierde acel pigment care este un pigment feric, durează. Care ar fi principalele tipuri de acid hialuronic? Pentru că acestea diferă ca structură, ca și consistență, bineînțeles, în funcție de zona în care este injectat? Deci, în primul rând, acizii hialuronici care se injectează, să-i spunem noi, ca filere, deci ca să umpli ceva, șanțuri, buze, cearcăne, mâini și așa mai departe, sunt acizii hialuronici cross-linkați. Deci ei suferă un procedeu farmaceutic prin care molecula este legată într-un snop, să-i spunem așa, alături de alte molecule, ca să-i crească rezistența în țesut. Deci e foarte ușor să rupi un pai, este mult mai greu să rupi 1000 de paie. În al doilea rând, aceste proceduri de cross-linkare se fac sub diverse tehnologii. De exemplu, pentru zonele foarte fine, cum este cearcănul, cum este gâtul, cum sunt mâinile, lucrăm întotdeauna cu tehnologie Y-Cross, pentru că moleculele cross-linkate sunt în lanțuri mai scurte decât lanțurile lungi. Sunt niște diferențe, să-i spunem așa, oarecum tehnice, da. Dar ideea este că este un acid hialuronic extrem de moale, aproape fluid, dar care rezistă extrem de bine în țesut. Întotdeauna când dorești să poți ascunde substanța, de exemplu, dacă tratezi pomeți, vei folosi un acid hialuronic foarte gros, astfel încât el, fiind acoperit de pielea și de grăsimea propria pacientului, va fi
fi mult mai ușor de camuflat, dar fiind gros o să reziste în țesut chiar și 2 ani pe formulele de bună calitate. În cazul în care însă dorești să tratezi cearcăne sau gât, nu este admisă nicio urmă. Pentru că în momentul în care se vede acolo un implant, din punctul meu de vedere, rezultatul este mai urât decât dacă ai lăsat pacientul netratat. Și acolo ai nevoie de foarte mare finețe, deci ca acidul să fie extrem de modelabil și de moale. Cu toate acestea, nu poți să faci un astfel de tratament mai devreme de un an și jumătate, pentru că ar deveni neplăcut pentru pacient. Ca atare, trebuie să împăcăm două situații aparent conflictuale, deci un acid moale, dar în același timp rezistent, astfel încât să putem avea rezultate în timpul maxim pe care îl putem promite cu acidul hialuronic.